Este informația momentului, scandală la protest. Polițiștii au fost amendați de jandarmi. Iată o situație mai puțin obișnuită. Manuela Mânzan ne ține la curent. Este vorba despre un protest care are loc la Cotroceni. Ascultă, Manuela. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, aici tensiunile la protestul din fața Palatului Cotroceni au escaladat și asta deoarece protestatarii au fost amendați cu 4.000 de lei pentru că nu au respectat din perspectiva polițiștilor distanța pe care a fost impusă. L-am alături pe mine, alături de mine pe președintele sindicatului SNPP. Povestiți-vă, ce s-a întâmplat? Am ajuns într-o situație limită, într-o situație a limitării bunului simț la protestul de la Ministerul Justiției, dar nu numai, în toate cele două luni de zile am fost închiși noi polițiști în niște țarcuri foarte mici. Am stat acolo, n-am zis nimic, la Ministerul Justiției, pe comenzi politice, pentru că din păcate suntem într-un stat militar, dictatura Iohannis Câțu, am fost amendați cu 4.000 de lei pentru că n-am respectat distanța socială. N-am zis nimic. A fost ok. Cu toate că nu era vina noastră, pentru că ăla a fost spațiu. Aici ne-au închis, după cum vedeți, în 20 de metri pătrați să stăm 100 de persoane. A venit un coleg al meu cu o geantă, cu vuvuzele, jandarmii care fac extrem de multe abuzuri, au venit, au luat geanta cu forța, ne-am dus să vedem ce se întâmplă, au zmulți de mulțime doi colegi de-ai mei, un polițist și un alt președinte, și pe mine m-au îmbrâncit. Nu mi-a permis să merg la colegii mei. Am înțeles. Noi rămânem aici la fața locului pentru a vă povesti exact ceea ce se întâmplă.